Anul trecut, în urma unui control de rutină, a apărut o suspiciune. A urmat o mamografie. După o așteptare lungă, am prins loc la o examinare pe CT. Apoi au urmat alte analize. Mă simt abandonată într-un labirint de beton. Am mers haotic de la un medic la altul. Peste 12.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer mamar, cea mai frecventă boală oncologică la românce. Peste un sfert pierd lupta în fiecare an. În România, o pacientă cu cancer de sân pierde în medie 276 de zile de la primele semne de boală până când începe tratamentul, potrivit unui studiu recent. Planul Național Anticancer prevede că traseul oricărui pacient oncologic de la prima suspiciune până la inițierea terapiei trebuie parcurs în cel mult 60 de zile. Legea promulgată acum de președintele Iohannis prevede programări prioritare la investigații pe liste separate, revizuirea plafonului la laboratoare, conectarea bazelor de date între sistemul public și cel privat și servicii de navigare pentru pacienți. În general, omul este dezorientat. Dacă se duce în privat, există niște costuri și atunci mulți spun, lasă că mai amân și o să văd când o să prind un loc gratuit. Potrivit legii, trebuie realizat pentru pacienți un traseu clar, dar și programe de screening pentru depistarea precoce a celor mai frecvente tipuri de cancer, testări genetice și terapii personalizate. Ideal este să se discute cazul într-un tumor board, adică o comisie multidisciplinară cu oncolog, radioterapeut, chirurg, imagist, anatomopatolog, nutriționist, psiholog. Rata de succes este cea mai mare. Susțin decontarea testelor Oncotype, acordarea unor indemnizații de handicap pentru mastectomie. O schimbare de paradigmă, medicina personalizată care poate transforma chiar și cazuri avansate în boală cronică, ia în considerare psihologia, onconutriția, cercetarea, centrele specializate. Prin legea promulgată astăzi, transpunem în practică dreptul fundamental la sănătate. Actorii cu responsabilități, în parteneriat cu mediul academic și mediul privat, au obligația de a identifica soluțiile pentru a permite accesul larg la opțiuni terapeutice adecvate. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie anul viitor, iar în 6 luni Ministerul Sănătății trebuie să conceapă normele de aplicare.